Gata, suntem în direct. Ia vezi, Andrei, ce le faci la porumbeie? Hai să facem o tocană de mine. Ce fi cu ăștia? Ce aici? La București, un praf. Dar ce mănâncă ăștia, mă, mâncați și grăți? Și covriș, după aici. Cum te simți tata aia la această locație? Mă simt liber, așa, mă simt liniștit, foarte frumos. Serios, vorbesc, e bine. Frumusețe, centru vechi aici e... Dar tot mi-e dor de casă. Casa e casă, ce vrei să faci? Ia uite pulpa în tata. O, Dumnezeu să ne ierte. Da. Stai. Cum te simți? Mă simt foarte frumos. Of, Doamne. Doamna Magda Pondufi. Suntem în direcție în relare. Cred că s-a rătăcit pe aici. Uite acum, intră la salon de masaj. Ia stați, un interviu. Alo, vă rog frumos, o secundă. Două, am și o filmare frumoasă, să o pun pe... Hai să intrăm și aici, la da? Nu știu, eu știu la fetița mea. Da, să cupăm ea. E zilis, a venit mai adus. Am intrat într-un magazin de copii din greșeală. Și ieșim afară? Bună ziua! Bună ziua! Haideți afară! Ce poți să spui despre acest vlog, domnișoara Alisa? Despre acest ce? Vlog. Vlog? Da. O filmare, mai bine spus. O să mergem să mâncăm la Capture. Mamă, ce frumos! La cuptor. Dar unde ne-ai adus aici? Că n-am fost în viața mea. Unde ne-ai adus aici? Centrul vechi, în centrul istoric al Brașovului. Frumos, mulțumim din suflet, da, îți mulțumește frumos. Și ceva. Da. Și doamna Magda, ce are de spus? Suntem bine, ne simțim bine. Facem și noi o mică excursie înainte de program. Că doar n-am venit aici doar să dormim, nu? Exact, avem și timp ca să... Avem și timp. Să stăm și noi, da? Da, da. O zi superbă. Brașov, un oraș frumos, istoric, curat. Ia filmează-mă și pe mine, mami. Uite-te un pic, hai să... Este foarte frumos. Dumneavoastră, da, ce aveți? Îți mulțumesc din suflet că m-ai adus aici. Apreciez. Și ce să zic, facem filmarea asta pentru toți prietenii noștri care ne urmăresc și care vor să mai știe despre viața noastră. Ce mai facem și noi, da. Da, ce pot să vă spun și eu, că imediat după Revelion o să lucrăm la un proiect, adică o să facem mai multe melodii, o să aveți și să vedeți. Și mă simt bucuros și fericit cu doamna Magda și toată formația aici, este foarte frumos. Filmează un pic și aici mergea și un videoclip de la frumos, mă. Da. Sigur, întotdeauna. Pentru toți prietenii, pentru cei care ne apreciază munca. Da. Știți că o facem cu dragoste pentru voi toți. Exact. Da. Gata, cam atât am avut să spunem. Vă pupăm.